Hai că de nenorociți ăștia nu scapi orice ai face. Ia uitați, m-am dus după el. Am tăiat cu farfeca asta mare, frumos. Și ia uitați-l cum stă el aici liniștit. Se vede? Ia. Hai mă, mișcă acum, nu refugiai. Ia uitați. O șarpantă mi-a găurit, a intrat pe la jumătate, așa, și s-a dus în sus. Dar nu m-a lăsat, m-am dus după el. Micuț, nenorocit. Ăsta e la cu lider central, a rămas săracul la umbra la magazie, e greu de să mai facă mare lucru. Da, uite tu nenorocit. Ăsta măcar era bun că îmi ținea umbra aici la bucătărie. Încerc să-l las mai scurt, așa, pe geampă. Deci nu mă deranjează că am retezat undeva șarpanta aia pe acolo. Uite cum stă aici. Trebuie urmărit și vara să mergi să te uiți. Unde ai văzut un pic de săpătură, de vomeguș, gata. E acolo, să bagi sârma. Dacă îl lași liniștit, au tot ce-și face de cap. Cred că știi ce urmează, da? Invitația la masă, suc, băutură, apă minerală, tot ce dorește, friptură, cartofi prăjiți. Eu uite-l săracul, s-a ținut cizmă. Că ce ai mâncare, cartofi prăjiți, friptură? El vrea lemn de măr, cel mai bun, de Florina mai ales. S-a tras în sârmă, ca să zic așa. Asta-i.